Haideți să discutăm puțin despre dălucile de pescuit. V-am pregătit și câteva detalii despre lansete, mulinete. Vă invit să faceți de asemenea cunoștință și cu noua apariție pe piața din România, un sonar revoluționar. O să vedeți puțin mai târziu, dar aș vrea să discutăm puțin despre lansete și nu să vă conving să cumpărați un anumit tip de lansetă, ci să vă arăt de ce avem noi câte 4-5 lansete, noi vorbim oamenii pe care îi vedeți în competițiile de pescuit. Și nu neapărat trebuie să ajungeți și dumneavoastră acolo, dar trebuie să înțelegeți cam care e diferența dintre o lansetă dedicată pescuitului la ștucă, care e lanseta dedicată pescuitului la biban sau la plean sau la avat. De asemenea, și năluci v-am pregătit pe diferite dimensiuni, pe diferite evoluții. Iar ceea ce e mai interesant, că vedeți, având așa ceva, adică un bazin în fața noastră, puteți să vedeți evoluția unei năluci. Drept urmare, aici v-am pregătit un jointed de la Rapala, un wobbler articulat, pe care dacă îl vedeți în evoluție, o să înțelegeți de fapt că e vorba de un suspending care imită un pește mort. Acum, foarte puține năluci, o să discut despre ele, o să mă axez pe câteva specii și aș vrea mai întâi să văd dumneavoastră care dintre peștele răpitori vă este țintă. Aveți, e cineva de aici care pescuiește frecvent la răpitori? Frecvent, dar la staționar. Haideți curaj puțin, la staționar. Uite, băiatul pescuiește foarte frumos. Dar cine pescuiește la crab? Bănesc că restul lumii, nu toată lumea, nu? La crab. Haideți că n-ați venit la o expoziție de prezentări de... Vă interesează, da? Haideți să vă spun un lucru. Sunt foarte mulți pescari care merg la pescuit și care, ca și mine, au început la staționar. E adevărat, eu l-am descoperit în 2005, dar merg la staționar și nu realizează un lucru, că în același timp cu staționarul, cu carasul, cu crapul, poate să prindă și altceva tot acolo. Și pentru cei care au fost și ieri și alalteri, chiar dacă să mă repet astăzi, să vă spun așa, cum am învățat eu să pescuiesc la răpitor de mic. De la 5-6 ani tata mă lua la pește și pe lângă lansetele de crap, pentru că era pescar de crap și de staționar, lua și eu o lansetă cu o lingură, ca și erau atunci numai linguri. Și sunt convins că marea majoritatea dumneavoastră asta aveți, asta am și eu. Uitați cum arată trusa mea de pescuit, doar atâta, pentru că sunt mulți care au foarte multe, doar atât, dintre care am și lingura acolo. Numai că lingura nu funcționează totdeauna. Asta am realizat experimentând. Dar întorcându-mă la ce m-a învățat el bătrân, Dumnezeu să-l ierte, mi-a zis așa, dădeam la pește, de la în pește și la un moment dat s-a stins lumina. S-a închis frigiderul, nu mai era nimic acolo. A dispărut marfa. Nu mai era. Și aici poate a pus mâna ea de la sita de ștucă. Poate a aruncat două, trei ori, puf, ștucă. Voi să fie. Și mi-a explicat, băi, simplu de înțeles, dacă peștele nu mai e acolo, a văzut și la Discovery, sunt pești urmăriți de pești răpitori. Și asta se întâmplă, dumneavoastră, momiți, vine peștele, mănâncă, 1, 2, 3, în jurul ei gravitează și peștele răpitori. Un biban, o ștucă, un șalău și automat când nu mai e peștele acolo, zici, domnule, a plecat, dar nu, vine răpitorul între el. Și vă spun o treabă, că am văzut treaba asta și la păstră. Am fost într-o țară străină, pentru că acolo există păstră, din păcate, mai există doar acolo și la noi foarte puțin. Și în prima zi am prins foarte bine, aproape la fiecare lanseu. În a doua zi n-am mai prins nimic, am venit, băi, unde a dispărut peștele? Și am văzut la picioare, a venit un pește mare și atunci mi-am dat seama, băi, și te la mai mare la hrănit. Și nu văd, uitați-vă, am pe Facebook, Lucian Constantin mă găsiți, alias Bjork, și la mine pe site găsiți poze. Am luat un păstrăv la 5 kg la wobbler și îl vedeți în imagine. Puteți să ziceți că e mai mare, că mă obișnuiesc să fac și poze. Dar ce vreau să realizați dumneavoastră, că eu am făcut un lucru extraordinar pentru pescarii din România. E adevărat, țelul în final este să ne vindem wobblerele, dar în același timp nu ăsta e interesul meu, că nu-s plătit în funcție de câte wobblere vin. Ci vreau să vă arăt dumneavoastră că puteți pescui cu aceste wobblere în alte condiții de care, în care dumneavoastră nu le gândiți.
vă duceți cu o lingură pe care o aveți în buzunar, în traistă, da, și spuneți că nu mai ai ștuc acolo. Ștuc că acolo e prezentă, numai că trebuie să-i faceți altceva. Vedeți, am făcut un catalog adaptat pentru piața din România. Să știți că ăsta nu e venit din Statele Unite și nu e copiat, decât pozele, atâta tot. În rest, totul e conceput de mine. Și am încadrat voblerele, Rapala, pe diferite situații. În adâncime mică, în adâncime mare, dar nu e că am făcut încadrarea pe specii. Vedeți că au pictograme pentru diferite specii. Și în același timp v-am și zis cum să le folosiți. Pentru că vă duceți aici, vedeți zeci de voblere. Zic, bă, e interesant ăla, sunt voblere care prind pești și voblere care prind pescari. Arată bine, dar la care arată bine s-ar putea să nu funcționeze bine sau să funcționeze. Pentru că vă convinge omul de acolo, de la stand, vă convinge, da, uite, domne, am prins, nu știu, dar nu știți, bă, cum i-o fi spus, sau ăsta mic de la bazin, mi-a zis ăla să dau așa, ăla să... Nu mai țin minte. De-aia nu insist foarte mult să vă arăt cum să dați cu nălucile, ci vă încurajez să vă duceți să vă luați un voblor de la Rapala, vă dă așa ceva, nu sunt gratuite și vă spun că sunt făcute cu banii mei, deci eu le-am suportat, tocmai ca să vă învăț să faceți ceva cu aceste voblere când nu funcționează. Dar nu înseamnă că vă oblig să cumpărați un vobler. Nu, puteți să intrați la mine pe site, găsiți așa ceva, inclusiv pe Facebook am pus pe Rapala România, sunt publice și interesul nostru care este... ca dumneavoastră să prindeți pește și să contribuiți la această piață de pescuit și nu neapărat gândindu-ne la un interes mercantil, adică să scoatem bani. Și uitați, vedeți, copiii vin în spatele nostru și decât să aibă preocupări, care sunt convins că deja le știți, stau în spatele calculatorului toată ziua, dacă ei descoperă pescuit, e fantastic pentru noi. De ce? Pentru că, dacă ați văzut, pescari în general și dumneavoastră la fel sunt oameni de calitate, care gândesc, care protejează peștele. Da? Aia vă încurajez să faceți. Deci puteți să luați catalogul, vi se dă o dată cu voblerul. N-aș vrea să insist foarte mult pe năluci, dar ce vreau să vă zic este că mulți zic că nu mai e pește în România. Eu contrazic de multe ori. E adevărat, a scăzut foarte mult populația de pește și este în continuă creștere. În scădere, mă scuzați. Dar vă spun că șalău este peste tot, în delta, în Dunăre. Este, nu știm, dar e acoperit de apă, multă. Da. Și știți care e problema? Nu se poate bracona foarte ușor. Se braconează, am auzit de unii, și alții au zis și dumneavoastră, se braconează destul de greu. În schimb, trebuie să știi ce să-i faci. De asemenea, în catalogul acela am pus și pentru șalău ce trebuie să faceți. Uitați, asta e o nălucă cu care eu am început pescuitul din 2004 și e o nălucă care are un avantaj față de alte năluși prezente pe piață. E deja alestată și aranjată. Și am văzut că e un avantaj, e produsă de Storm, din același grup cu Rapala, dar am văzut că e un avantaj enorm dacă ai așa ceva. Pentru cei care nu au pescuit niciodată, și la șalău, poate și la ștucă. Și am văzut treaba asta într-un concurs de pescuit, a venit un copil care m-a întrebat cu ce să dea. Eu scriu și multe articole și pe la televizor și am dat o gumă, nu din aceasta, și un cârlic. S-a uitat la ele, zice, ce să fac cu ele? Și acum ce fac cu ele? Păi zic, cum ce faci? Adică nu mi-am dat seama că nu știe să bage. Și după aia m-am adus aminte, stai, nu, că și eu am avut aceeași problemă. Eu prima oară când am văzut nălucile astea, am zis, păi, foarte tare, mă agăț și la revedere. E deja lestată, nu mai știu cât să spun. Am învățat și pe cineva și dacă vreți, vă învăț și pe dumneavoastră cum se pescuiește cu ea, că degeaba o aveți. Băi, am luat-o și gata, m-am dus. Nu, e o problemă. Și vă spun că e o problemă și aș vrea să învăț pe toată lumea care face un singur lucru, care eliberează peștii sub dimensiune. Și învăț, vă promit, pe toată lumea vă învăț. Vă spun acum câteva detalii, nu foarte multe, că sunt destul de multe detalii. La șalău e mult mai complicat decât la ștuc. La ștuc că și acolo e complicat în condiții de concurs, dar în schimb la ștuc că poate să prindă aproape oricine când este ștucă și când mănâncă. Și atunci mă întorc din nou la când mănâncă și zic că dacă nu insistați și cu alte nuci decât aveți, așa nu o să aveți rezultate. Și de fapt, pescarii buni ăștia care vedeți pe aici pe tribuna, care prezintă, nu sunt mai buni ca dumneavoastră, ci sunt doar mai insistenți și mai răbdători în același loc în care există pești. Atâta tot. Și poate că, na, mai au și puțină mână, mai au și puține scule, mai au și televizoare, dar nu ne ajută, mai au și bărci, dar iară nu ne ajută, că dacă te duci tare, pescuiești prost. E același lucru, sonare la fel nu-ți bagă pește în traistă. Da, acum întorcându-mă la năluca respectivă, ce interesant că mai nou au venit glu. Ce sunt? Dacă o văd, e fosforescentă. Se vede năluca în apă, la adâncime mare. Poate nu știți, dar după 4 metri, sub apă nu mai se vede nimic.
chiar și ziua. E întuneric bezna. Șalăul, nălucă dedicată la șalău, se bazează pe doi factori, pe vibrație și pe culoare. Nu vă spun că e universal valabilă, vă spun așa că șalăul e cel care face distinție și la culori. Sunt mulți care pescuesc cu roșu. Să știți că roșu este prima culoare care dispare în apă, din spectrul al culorii al peștii. Știți care e cea mai vizibilă culoare în apă? De curiozitate. Nu. Nu. Este violetul. Violetul și în gama albastru, violet, e cea mai vizibilă, dar asta nu înseamnă că e și cea mai prinzătoare. Nu încădeți-vă. De-aia albul se prinde bine, verde glitter se prinde bine la șalău, roșu se prinde bine, chiar dacă dispare, el se bazează pe vibrație. Dar asta face și mai mult, și pe vedere la adâncime, pentru că se încarcă afară, cu lumină, și sub apă e mai prezent. Deci ridică șanse. Acum, întorcându-mă la la lansete, pentru că de aici am plecat, și vă ziceam la început că am diferite tipuri de lansete, trebuie să vă întrebați dumneavoastră la ce vreți să mergeți la pescuit. De exemplu, dacă mergeți la ștucă și la șalău, trebuie să aveți un anumit tip de lansete. Vedeți, eu am o lansetă care costă 200 de roni și o mulinetă care costă 2000 de roni. Dar asta e altă discuție, eu păstrez puțin mai târziu dacă aveți curiozitatea și o să vă spun și de ce. Și cu o dată, nu vă zic că trebuie să vă luați lanseta asta, ci vă dau câteva detalii pe care, dacă le știți, vă duceți în standuri și vă luați o lansetă bună la bani puțini. Iar un detaliu foarte important la lansete este aceste inele, pe care multă lume nu dă foarte mare importanță, dar să știți că un inel de ăsta poate să coste, sau un set de inele poate să coste 20 de dolari sau poate să coste 100 de dolari. În funcție de cum sunt produse de același producător japonez. Sau poate să coste 2 dolari din China. Da? Ok, deci eu în același timp o să vă vorbesc, dar vă port și năluci. De exemplu, asta e tot o nălucă de la Store. Așa. Acum, întorcându-mă la lansete, sunt lansete cu diferite acțiuni pentru ceea ce dorim să facem. Sunt acțiuni fast, acțiuni medii. Nu există o lansetă universală. Dar asta e o discuție pentru pescarii de răpitori dedicați. De exemplu, asta e o nălucă dedicată pescuitului la ștucă, în care e o nălucă suspending. Nu este... E o nălucă din gama care nu prinde foarte bine pescari, dar prinde foarte bine pești. Și vă arăt, eu nu sunt adeptul nălucilor mici, mai ales la ștucă, și nu că vreau să prind ștucă mare, cu toate că asta e, dar vă arăt pe sora sau pe mama lui, să zic așa, și uitați cum arată. Și nu l-am tăiat eu cu cutterul, e o nălucă și e foarte tare ca și corp și rezistent. Eu sunt adeptul nălucilor mai mari pentru că am realizat un lucru. O nălucă mare prinde și pește mic, dar și pește mare. În schimb, o nălucă mică niciodată nu prinde pește mic. Și știți de ce? Închipuiți-vă că v-ați duce la masă, la restaurant, și am vreo 200 de kg și aș cere lor să-mi dea și mie două alune. Ce serviciu? Dați și mie două alune, m-am săturat. Cam așa e și cu ștuca mare. Și cu ștuca în general, uitați, am o poză, dacă intrați la mine pe site, un wobbler așa de mare cu un pește, cu ștuca așa de mare. Pentru că e carnivoră, e agresivă și orice o deranjează, atacă. Chiar dacă e mare. Ok. Acum mă întorc din nou la lansete și la mulinete și iară vă mai dau un detaliu pe care trebuie să-l știți referitor la mulinete. V-am zis mai devreme că lanseta mea costă 200 de ron și muleta costă 2000 de ron. De ce? Pentru că în momentul în care vreți să vă faceți o selecție și vă duceți, vă întrebați acum dacă v-am convins că trebuie să aveți și o lansetă de spinning lângă dumneavoastră, adică să aruncați și cu o lingură când vă duceți la staționar, vă mai spun un lucru. Dumneavoastră trebuie să aveți și o mulinetă în funcție de câte ori vă duceți la pescuit. Mulți se duc și ca punct de reper la mulinetă zic câți rulmenți are. Nu asta e. Și zice, a, 3 rulmenți, cât costă? 200. Aia cu 4 rulmenți, cât costă? Păi e 250. Care un rulment mai mult? Nu. Nu ăla e punctul de reper. Noastră trebuie să vă ghideați după un element foarte simplu. Se numește drag. Puterea de tracțiune. Și preț. Deci când vă duceți și vă uitați, bă, cât costă aia? 200. 100 de ron. Aha, am înțeles. E ca o pereche de pantofi. Când vă duceți să vă luați perechele de pantofi, vă luați în funcție de ce faci. Alergați o pereche de Adidas rezistent. Știți că cu cât dați mai mult, cu atât sunt mai rezistent. Știți că mai au un interior. Știți că Adidas și chiar
de firmă, nu sunt degeaba un anumit preț, pentru că sunt infuzionați cu material special care combat asta, cum le zice, ciupercile din picioare. Puțin sunt care știu, dar și costă mai mult. Așa sunt și la mulinete. Te duci la un producător celebru, găsești, avantajul nostru e că găsești mulinete și de 200 de ron la producător ca Shimano, dar găsești și de 2000 de ron. Dar trebuie să te întreb, băi, de câte ori mă duc eu cu ea la pescuit? Dacă mă duc o dată pe la lună sau o dată la două luni, atunci pot să dau și 200 de ron pe o mulinetă bună de la Shimano. Sau de la producător bun. Japonez, ăștia mici, în general, fac super mulinete și cunoaște și dumneavoastră. Ei, dar dacă mă duc frecvent și mă duc, aud pescari care se duc de două ori pe săptămână, deja vă garantez că ei au direct din stat, vorbim exclusiv de răpitori, au un producător japonez în spate și au în general din gamele cel mai sus. Știți că am prieten care e șofer pe un microbuz, care face și glume, spune că băi, da, numai șoferii de pe microbuz își pot permite și are două stela. Două stela înseamnă 4000 de ron. Și m-am întrebat, bă, cum poți să dai? Eu n-am toate monetele, nu sunt stela. Păi, e totuși o valoare. Bă, frate, am schimbat atât de multe muniete că m-am săturat, îmi iau una și mi-ajunge. Și adevărul ăsta e. Vă arăt o munietă de-a mea de când m-am apucat de pescuit la spinning exclusiv din 2004. Și cei care aveți curiozitatea vă dau să o luați. Încă merge și acum. Twin Power de Japonia. Este sub. E la jumătate de preț din asta. Acum, dacă vă duceți și vă luați un Twin Power de la noi, costă 1300. Asta e 2300. Și zici, bă, sunt două, eu te sunt la fel, fac același lucru, toată mai ce face același lucru. Dar așa sunt și mașinile. Da, costă unul, costă atât, unul costă atât. Dar aici e greșeala la mașini, că lumea în general dă banii pe ele, nu la ce le trebuie, ci la ce vor să arate. Dar asta e altă discuție și nu vreau să intru în detalii. Aici dumneavoastră trebuie să dați banii la ceea ce aveți nevoie. De câte ori mergeți la pescuit? Ăla e primul lucru care trebuie să vă întrebați. Cu cât mergeți mai mult, cu cât exersați mai mult, cu atâta trebuie să aveți o munetă mai bună, mai rezistentă. Acum, aș vrea să vă mai zic un lucru despre sonare, poate ați văzut, i-am dat special drumul la acest sonar și încă o dată spun că sunt pescari care fac o mică greșeală și zic că da, domne, pesca, gata, mi-am luat sonare, ca și cum ai zice, mi-am luat pești. Îmi pun sonarul, am sonarul, gata, mi-am luat pești. Nu, sonarul nu prinde pești, sonarul doar vă arată unde sunt pești. Și vorbim în special de peștii răpitori. Noi pentru ce folosim sonar? Să identificăm, să identificăm structurile. De ce? Pentru că în jurul structurilor se cantonează pești. Numai că e o problemă. Dacă mă duc de pe mal și sunt sigur că marea majoritate stați de pe mal, sonarul ăsta, care costă o pălărie de bani, nu vă spun că n-are sens, care face așa un scan la 50 de metri stânga, chiar și mai mult, 50 de metri dreapta, îți arată structurile, nu face un singur lucru. Nu poți să-l arunc. Deci n-am cum să îmi spunea cineva, cum, domne, că îl iau, îl țin televizorul și la cum îl arunci, că pot să comand eu cablu mai lung, care o de-asta, o sondă în spate. Dar ce fac? Ha, și arunc cu sonda? Deci oricum se duce 5 metri. O astfel de minune pe care au gândit-o niște estonieni și se vinde foarte bine și la noi și în Statele Unite în special, mai ales că e o aplicație gratuită pe orice telefon, e un device care are încorporat o sondă și nu numai. Face mai multe lucruri, nu numai ca și sonar. Face inclusiv hartă. Dacă eu merg cu barca, vă dau un exemplu, și îmi fac un anumit traseu și o să vă arăt aplicația imediat pe telefon. Îmi arată exact pe unde am mers. Dacă pescuiesc de pe mal, îmi arată exact ce vreau să știu. Dom'le, ia să vedem unde sunt pragurile. Și atunci ăsta pot să-l arunc la 100 de metri distanță. Nu, mă scuzați, până la 50 de metri, că atâta permite Bluetooth-ul, cel mai avansat, adică al dumneavoastră, orice Bluetooth care se poate conecta, de fapt, device-ul în el este cel care, care transmite semnalul, maxim 50 de metri, da? Îl arunc, îmi arată fundul exact cum arată, unde am structurile, unde sunt cantonați peștii, la ce înălțime. Nu vă uitați aici, că nu mi-arată aici, ci mi-arată pe telefon și pot să mă uit ulterior, sau pot să mă uit, mi-l pun pe ceva și mă uit direct, da? Mi-l pun așa frumos pe o trusă, cam așa se face de pe mal. Și vă arăt exact cum arată sonarul și în limba română. Programul este gratuit pe orice din, pe oricare dintre device-uri. Lăs să mă conectez. Acum arată cam 0,8 metri, dar am să vă dau pe o simulare că n-aveți ce vedea aici, nu sunt pești, chiar dacă sunt pești aici, nu vedeți structuri. Vedeți cum arată? Îmi scanează exact ce face și acesta down imaging. Da?
îmi scanează fundul, îmi arată chiar și dacă am vegetație pe fundul apei. În dreapta vezi harta, în stânga.